Oameni care spun, Domnule, extraordinar, ce frumos vorbește Părintele. Ce mi-aș dori și eu să fiu așa? Ce mi-aș dori și eu ca viața mea să fie cristocentrică? Ce mi-aș dori ca să ies din belelele în care sunt? Și de fiecare dată găsesc argumente, cum ar fi, de exemplu, că, în mod evident, l-au dezamăgit pe Dumnezeu în nenumărate feluri, că au păcate, că au vicii, că le e greu să intre într-o biserică având toată această povară a păcatelor lor. Ce le spune acestor oameni? Dă Dumnezeu a doua șansă, a noua șansă, a 99 -a spune șansă. spune că îi înțeleg mai mult decât cred ei. Eu însă sunt un păcătos și un om mare. Dar știu că Dumnezeul nostru e Dumnezeu al milei și al răbdării. Și că numai în fața acestei, acestei exerciții a milei lui Dumnezeu și tot te lași cu de El. mi dea îmi place Hristos. E de treabă. E, a zice un cuvânt greu, dar sună urât de gașcă, știi că nu, nu, e în Evanghelie. Dar e un Dumnezeu foarte dispus să ne aștepte. Până la un punct. Nevoia asta de pocăință. Indolența noastră în care ne scuzăm păcatele cu faptul că nu putem să ne schimbăm. Ce n-am ce face, asta e firea mea. Pe bune, nu pot schimba cursul nei ape doar pentru că el curge pe acolo? Poate. Nu pot schimba geografia unui munte? Poate, că sunt tofi. Dar pot să schimb ochiul meu asupra muntelui. Trebuie să urc mai sus și deja văd altfel. În general, îi încurajez pe oameni să nu-l vadă pe Dumnezeu ca pe dușmanul lor sau pe contabilul lor. Avea părintele Nicolae Hart că cea mai nepotrivită funcție pentru Hristos ar fi de contabil. Alții contabilizează ce facem și cum în Hristos. Nu. Hristos este atent și am găsit la Hansul Zombaltazar, un teolog catolic de mare calitate, Spuneam dacă sfințenia înseamnă să ai curaj să te uiți în ochii lui Dumnezeu. Ce când te uiți așa un pic la el, e ok. Dacă stai tot timpul să te judeci cu el și să -i, chiar să-i reproșezi câte ceva, Dumnezeu sporește capacitatea de a-l înțelege și de a gândi împreună cu el. Am mers la câteva înmormântări unde părinții, copiii și-au pierdut părinții. Spun că și invers e cumplit parcă e mai cumplit. Și mi-a dat seama că nu aveau nevoie să ne rugăm cât să urlăm împreună. Și atunci le-am spus, Dumnezeu îngăde și furia voastră și nu trebuie să vă temeți. Doar faceți din furia asta rugăciune la momentul potrivit. Îi să fie curajoși, să aibă răbdare cu Dumnezeu, că Dumnezeu are răbdare cu ei. Și primul care se întoarce în inima lor e El, oricât de goală și de prăpădită ar fi inima asta. Am primit niște lecții majore mergând în în penitenciar, la Gherla, la Iud, la Jilava, la pe unde am umblat. Mi se pare că oamenii au înțeles despre libertate mai mult decât învățăm noi în libertatea propriu-zisă. Ori acest, această libertate vine în Hristos. Un om liber înseamnă un om fără cătușele păcatelor. Dacă vrem să fim cu adevărat liberi, trebuie să păstrăm această libertate pe care numai el o poate da. Fost copil de cartier, n-am făcut școală teologică până spre 21 de ani, poate că de aia nici nu mă descurc eu chiar în toate, toate, limbajele posibile, dar ce e important este că am învățat că Hristos seamănă cu tata. Dumnezeu e ca tata, ca mama, ca prietenii mei, ca... Hai că suntem o singură familie. Ortodoxia are calitatea asta, sunt convins că și alte confesiuni, dar ortodoxia are calitatea asta că mănâncă prânzul împreună tot timpul. Dacă înțelegi liturgia ca prietenul în care nu doar că se dă să fie mâncat, ci te și mănâncă, te înghite, Dumnezeu ne înghite până la urmă, lucrurile se schimbă și datoria noastră ca oameni este să le spunem celorlalți că e loc la mântuire pentru toți. Eu știu de ce ne încruntăm unul în alții. În fond, știi povestea celebră în care la un dat îl ia îngerul pozitor pe un preot și zice, Liniște, că aici sunt adventiștii ăștia, că nu mai e să mântuiesc, că aici sunt ortodoxi ăștia, că aici sunt numai catolici. Când de fapt, dorința lui Dumnezeu este să ne așezăm toți în mântuirea Lui. Amin. Mergând și mergând botezați, învățându-i pe toți, toate neamurile, pe toți din neamurile respective. gândește eu sunt foarte impresionat de modul în care se convertesc acum la ortodoxie, la creștinism în primul rând, și apoi la ortodoxie o seamă de oameni care n-ai zice că ar avea curajul să le pede cu totul lumea din care vin. Și cu toate astea o fac. O fac. Și știi de ce o fac? Pentru că Dumnezeu naște niu o iubire pe care